140 de proiecte vor fi implementate la nordul Republicii Moldova în cadrul programului Satul European. Printre acestea, 51 de proiecte sunt pentru construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare în mai multe localități, precum Corjăuți, Drepcăuți, Moșana, Horudiște, Frasin, Miciurin și altele. De asemenea, 37 de proiecte pentru construcția, renovarea, reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor publice. Spre exemplu, în orașul Soroca se va construi acoperișul clădirii gimnaziului, iar în satul Cotijenii Mici va fi dotată și modernizată Casa de Cultură. În satele Trifănești și Izvoare din raionul Florești vor fi renovate termic edificiile gimnaziilor, iar 19 proiecte sunt pentru iluminatul stradal. În satele Cuhnești, Pârlița, Musteața, Băhrinești, Hiliuți, dar și altele, vor avea străzi iluminate. 15 proiecte pentru conservarea monumentelor istorice și a tradițiilor populare. Spre exemplu, va fi restaurat conacul Rousseau din satul Macareuca, raionul Drochea, și modernizat studioul Fanfare din comuna Cubolta, raionul Sângerei, și transformarea acestuia într-un important centru cultural local. 12 proiecte pentru construcția terenurilor sportive și amenajarea terenurilor de joacă în satele Mihailovca, Corleteni, Ustea, Năvârneț și altele, iar 5 proiecte pentru elaborarea planurilor urbanistice generale al comunei Colcăuți din Briceni, orașul Cupcin din Edineț, satul Rădoaia din Sângerei și al satului Rudi din Soroca. Un proiect pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie a localității și Răuți, Briceni.